Bună ziua și mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Așadar, luni 5 februarie, în cadrul ședinței de la municipiu, s-a înființat organizația municipală a Motoșan. A fost desemnat un președinte în persoana doamnei Mihaela Stoiciuc și deodată s-a constituit și noul central municipal. Acesta este format din vicepreședinți. Primul dintre ei ar fi Raluca Navinov, de profesie antreprenor. Domnul Costel Ostafie, antreprenor, fost director BRD. Alois Bauer, șef de birou Vamal. Marian Voinescu, profesor. Domnul Eduard Corduneanu, șef de serviciu intervenției militare în cadrul direcției de servicii publice Motoșani. Iar ca și secretar, doamna Mihaela Lazăr, care este practician în insolvență. De a fi candidatul AUR pentru primăria municipiului Botoșani, în condițiile în care voi știm că prin tradiții președintele organizației municipale și candidatul. O să decidem, de fapt, o să prezentăm candidații pe care i-am ales pentru municipiu și pentru județ, într-o convenție de presă specială pentru lansarea candidaților. Pentru fiecare membru al Partidului AUR, orice este posibil.